Mobilizarea impresionantă a Uniunii Europene pentru ajutorarea României în criza sanitară. În ultimele săptămâni, sute de mii de aparate de oxigen, medicamente sau echipamente au ajuns la medicii noștri. Olanda, Italia, Germania și Ungaria sunt doar câteva dintre țările care au sărit în ajutorul țării noastre. Dacă unele state au trimis imediat aparatura medicală, altele și-au eliberat paturi în spitale și au primit pacienți care se aflau în stare critică aici. Vali Stan ne explică pe larg ajutorul pe care țara noastră l-a primit în ultimele săptămâni. Vali. Bine v-am găsit! Primele țări care au sărit în ajutorul României au fost Polonia, Austria și Ungaria. Se întâmpla asta în urmă cu două săptămâni, când situația în spitalele din România era critică. Țara noastră nu avea locuri pentru bolnavii de COVID, așa că a fost nevoie de transferul pacienților în alte țări. Ungaria, de exemplu, a pus la dispoziție oficialilor din România 50 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții bolnavi de COVID-19, în stare gravă, locurile fiind disponibile la spitalele din Szeged și Debrecen. Până acum, 33 de pacienți au fost duși în Ungaria, 6 în Polonia și 2 în Austria. Un ajutor imens a venit și din vestul Europei. Aparate de oxigen, medicamente pentru bolnavii în stare gravă sau anticorpi monoclonali. Toate au fost trimise de urgență către România. Din Olanda, de exemplu, am primit peste 500 de concentratoare de oxigen care au ajuns deja în spitalele de la noi și au crescut numărul pacienților pe care îi putem trata în țară. Franța, Italia, Germania, Danemarca și ele au trimis de urgență medicamente sau echipamente de care aveau nevoie medicii români în spitale. Inclusiv Republica Moldova ne-a sprijinit în această criză. Vecinii noștri au trimis o echipă de 20 de medici la spitalul din Lețcani, județul Iași.